această însorită de iarnă. Acum este un eveniment deosebit în localitatea noastră. Acum este începutul primăverii, așa se spune, terminarea sărbătorilor de iarnă. Dar este și un eveniment deosebit că acum se face un marș pe un drum de 27 de kilometri care a fost asfaltat din proiectul. Asta de la nașterea Hristos, primul asfalt făcut în comună. În continuare, îl dau cuvântul domnului părinte, Benedict Mia, și mai departe domnului Tomas Hubert. Sper ca circulația de aici pe acest drum să fie în siguranță și eu cred că este un scop, un obiectiv comun.